de weekend cu Toader Păun la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit în clubul de weekend la Europa FM. În această seară avem un invitat special care aș putea spune că a crescut sub ochii noștri și a devenit astăzi o vedetă în toată puterea cuvântului, pentru că dacă te uiți la TV, dai peste el, de dimineață și până seara. Dacă e să intri pe YouTube, îl găsești și acolo cu câte o piesă. Iar acum îl găsești și la radio. Contrar aparențelor, sunt un băiat foarte timid. Salut! Toată lumea mă vede ca expansiv, sociabil. Ce s-a auzit acolo? Chiar și o scrisoare. Uite-te, cât e? 7 și 10. Da, se întâmplă tot felul de, ia de lucruri. Ia un loc lângă mine aici, vin aici, stai. Uite la mine aici, are scaun, are scaun, Florin. Hai, stai aici, în stânga. Florin Ristei alături de noi în clubul de weekend la Europa FM. Și așa era îmbrăcată și ultima oară când te-am văzut. Oh, de la 7 de acasă, stai să vorbesc, mă aud, mă aud. Da, acum te și auzi. M-aș Florine, pentru cei care doar ne ascultă pe frecvențele Europa FM, zim tu ce... O bună seară, în primul rând. E, da, e bună seara. Bună seara, e obișnuit să o văd mai dimineața, în stânga mea, nu știu dacă vedeți, păcat că nu vedeți pentru unii dintre voi, colega mea de dimineață de la 11, care i-am făcut o bucurie și în loc să aibă cu 2 ore de la 11 la 1, o să aibă 4 ore de la 8 la 12 cu colegii de la Neața. Bună! Ce faci, mă, Ramona? Ce să fac? Am avut treabă pe aici. Și ai zis să-ți cânt ceva, nu? Da, da. Da, păi nu, eu am adus-o pe Ramona că am zis să te surprind pe tine, să văd... Mai surprins? Da, nu? Ce faci? E, ce să fac? Nu ratezi nicio șansă să te ascult, să te văd. Ei, spune. Doamne, oare cum a fost ziua fără mine? Destul de grea, dacă să mă întreb, dar oare cum să aude vocea mea la radio? Nu-ți dau căști ca să afli. Poți să intri pe pagina de Facebook Radio, da? Europa FM. Florin deja mi-a luat locul. Acum intrăm pe pagină. Vezi să nu dai sunet ca să nu fie Inception, sunet în sunet. Cu Florin Ristei o să stăm întreaga oră. Pe Ramona am luat-o pentru a-ți face această surpriză și ne face seara un pic mai frumoasă. Și când ce, ne uităm mai stai pe Facebook? Nu, așteaptă-mă, 50 de minute te duc și acasă. Nu mai stau, că sunt cu mașina. Opa! E ceva mai mult decât... Colegial. Îl salută și pe soț când ajunge. Hai că eu mă retrag, mi-a părut bine să vă fericesc și la revedere, vă pup și vă iubesc. Ne vedem și mâine. Stai un pic, nu fugi, Ramona, ca să facem măcar o fotografie în 3, iar cu Florin Ristei rămânem, rămânem toată ora asta la povești. Rămânem. Mai încă pupe mâinile mele. Suntem live pe Facebook, să știți. Te auzi ceva pe tine? Hmm? Te auzi ceva? Că au doar muzica în căști. Păi... Atât. Poți să vin și eu la fel? Să fac? Hai să facem o poză în față. Ne scuzați, dar nu pot să ratez această ocazie. Acum. Andrei, care ne ajută și pe video. Hai să facem singur, că mai hai să avem o fotografie. Știu că nu se vede foarte bine pe Facebook, dar... Două secunde. Deci am încercat să... Ceva. Nu, bă, că te iau un pic pe zi. Ce să vedem? Să vedem ce stă la sală. Mă mai ajuta să-i faci surpriza. Hai, te pup. Hai, era de, erai prin zonă, înțeleg. Am un special, l-am zis să văd cum reacționezi în momentul în care generațiile, unul vine la Europa FM, la Virgin. Da. În acest moment suntem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM și unde poți intra chiar și eu acum să dau un share. Unde poți intra chiar și tu și unde ne ajută colegul Bogdan care stă la butoane să ne și vedem. Hello. Sper în continuare. Asta nu știu dacă mai este valabilă după ce l-am făcut gelos cu poza de mai devreme. Deci acum lumea ar trebui deja să fie acasă, să fie ajuns de la muncă, să fi terminat cu traficul, cu ninsoarea și să... Uite, mă, și văd. Un fel de Inception, da? Da. Perfect. Așa că vreau să dau pe ceva. Așa. Vreau să închid sunetul pe aici, în primul rând. Și nu mai mi-e așa. Dacă aș ști să accesez... Gata! Așa. Voiam să te întreb și pe radio, din prezentarea aia, ți-am găsit-o de acum 15.000 de ani. Da. Tu știi că nu pari un tip timid, adică nu absolut par, nu? Deloc. Nu, și de când ne-am cunoscut prima dată. Nu... Dacă depășesc bariera asta de a ne saluta, de acolo dă curvile normal. Însă, uite, prima experiență la X Factor a fost luat cu un autocar de undeva și adus cu ceilalți concurenți și am stat undeva în față pe la Ibis, trebuia să ne strângem. Uh-huh. Eu nu am fost în stare să zic un salut sau un bună vreunui coleg și am stat într-un colț și toți au zis, uite-l,
ăla nu stă, nu vorbește. Mamă, ce crezut noi. E. După care, după primul salut... Dar știi că, în general, oamenii care sunt așa mai timizi, sunt începuți ca fiind foarte crezuți. O pățesc, been there, done that. Fii atent, că am ajuns și pe Facebook, îi dau și share. Opa! Și dacă mă descurc cu tehnologia, că de la o vârstă... Hai, lasă cu vârsta. De de lumea. Încerc să găsesc prima piesă pe care ai ales-o tu și promit că o să și găsesc până când o dăm. Ce ai ales de la Michael Jackson și o să te pun să și povestim de ce Michael este piesa asta. În 5 secunde revenim și pe radio. Mersi. Clubul de weekend la Europa FM, suntem în compania lui Florin Ristei. Un pic mai devreme am vrut să-i fac și o surpriză și frumoasă. Și ai și reușit. Mă bucur mult de tot. Nu de alta, dar Florin Ristei este în ultima săptămână de prieten de la 11. Auzi, poți să-mi depun dosarul de șomaj după aia? Ștergem cu buretele această întrebare. Nu știu ce sper să obții. Știi, eu stăteam și mă gândeam, apropo de generația noastră, pentru că suntem în aceeași generație, dacă are vreun sens să te gândești la pensie. Băi, și mama tot timpul îmi zice, bine, a renunțat în ultima perioadă, zicea, băi, dar nu ai o carte de muncă, unde îți merge? Zic, mamă, sunt patronul firmei mele. Da, dar la pensie nu mai e chiar la fel. Punem într-un fond privat, poate, și care planul, planul este ca până la pensie să fi făcut tot ce trebuia din muzică, încât să pot să fac ceva care să mă susțină din inerție. Chiar, hai să lămurim povestea asta. Tu ai anunțat inițial pe pagina de Facebook personală că se termină experiența de la Antena 1, exact. Emisiunea Prietenii de la 11. Mai imediat niște tabloide au preluat știrea și din ceea ce tu ai scris acolo ai fost concediat. Concediat N-am la Antena 1? Nu, le-am scris și oamenilor. Vă dați seama dacă eram concediat, că probabil ar fi sunat altfel postarea, nu? Că nu mă ascund niciodată pe Facebook și știe lumea că vorbesc și ce nu prea trebuie uneori. Nu, am ales să pun capăt unei experiențe foarte mișto. Singura longevivă și singura de direct pe care am avut-o până acum, 2 ore pe zi, pentru multă lume poate pare ceva foarte simplu. Zicea, ce faci? Te duci acolo, vorbești 2 ore oricum, ești natural? Nu e chiar atât de simplu. Un program care m-a responsabilizat un pic, însă la un moment dat am zis, hai să încercăm altceva, nu neapărat altceva în același domeniu. Nu prea am mai avut timp de cântat. Și ce vrei tu să faci în continuare? Păi să mă concentrez mai mult pe partea pe care am uitat-o în ultimul an, pe muzică. Bine, n-am uitat-o. Noi n-am fost niciodată atât de comercial încât să trebuiască să scoatem piesă după piesă. Ne-am susținut din altceva și prefer să zicem că noi suntem în loc de vedete, suntem muzicieni. Și nu prea am mai avut timp de chestia asta. Bine. O să zic că lumea 2 ore pe zi nu te oprește din a face altceva. Da, dar să-ți canalizezi energia și într-o parte și în alta e destul de greu. Și anul ăsta vreau să încerc exclusiv să fac asta. Nu m-a dat nimeni afară, a fost alegerea mea. Am avut o colegă și Diana, dacă ne aude, pe aia undeva pe aici. Nu puteam spera la o colegă să nu fac surpriză să aduc ambele fete aici. Nu puteam spera la o colegă mai bună. Și o chestie din care am învățat foarte, foarte multe. Și dacă e să se mai vească vreodată un proiect care să-mi fie 100% pe inimă și poate un pic mai spre partea muzicală, în rest pot să zic din ăștia 2 ani totul despre copii, totul despre mame și toate subiectele astea pe care nu le ating tot timpul pe un bărbat. Ai zis totul despre copii, despre copiii tăi, ai descoperit lucruri? Încă nu, dar când o să am, sunt atât de antrenat încât o să meargă de la sine. Perfect. Te-am rugat în seara asta la Europa FM să faci niște alegeri muzicale. Prima ta alegere este o piesă de la Michael Jackson, Man in the Mirror, pe numele ei. O ascultăm împreună pe frecvențele Europa FM, după care o să te rog să ne spui și de ce ai ales piesa asta. Nu uitați că suntem video live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, iar dacă aveți întrebări pentru noi, puteți simplu să le scrieți acolo în comentarii sau la fel de simplu folosind numărul de WhatsApp 0728111222. Nu mai aveți numărul 0694599. Ce? Cum? Mamă, îl știu, ăla e de intrat în direct. Sunt Andreea Esca. Andreea Esca. Să băgăm și pe Andreea, este promo-ul de la noi, de pe stație. Da, mi-a plăcut foarte mult, mai ales că te urmăresc pe Facebook, ce ai scris tu și din ce ai scris tu am văzut cum se poate înflori. Mamă, bă, dar bă, și sunt unii atât de idioti, fac share-uri, articole, copiind unii de la alții, băi, au copiat chiar și o greșeală, aveau un o greșeală de ortografie pe cancan,
aceeași luată pe trei site-uri diferite, identic. De ce să pierzi timpul să mai... Trece, frate, un pic prin filtru, dacă... Da, stai, jurnalismul. Iei de pe Facebook și ai făcut articole. Am văzut că au intrat tot felul de cuvinte și scrieri dubioase în limba română. Acum nu mai știi exact ce e corect, ce e greșit. Trebuie să te orientezi. Gramatica, alt subiect. Pentru că e vreme de proteste și sunt tot felul de turbulențe din astea. Am văzut că tu, apropo de pagina de Facebook, mereu ai luat atitudine și ai cam scris acolo ce gândești. Uh-huh. Mă gândeam că plecarea de la antenă are vreo legătură cu lucrurile astea. Nu, și asta am scris și în multe postări. Nu sunt genul de om căruia să-i spui ce să facă și el să nu riposteze mai departe, nu neapărat să riposteze, ci să zică și altora. Și prin postările astea lumea și-a dat seama că dacă aș fi fost vreodată oprit sau îmi zicea cineva să nu mai scriu ceva, aș fi scris lucrul ăla imediat pe Facebook, să iei un lanț la mine. Însă nu, chiar n-am avut niciodată nicio problemă, am și o producție mișto la emisiune. Singurul lucru, n-ai voie să zici în emisiune... Nici n-are rost să zici în emisiune prea multe chestii, că nu e emisiune politică. Da, ți s-a întâmplat să te bage lumea în ședință după ce ai scris? Nu. Sau după ce ai apărut în Piața Victoriei? Da. Nici măcar. Avut o emisiune nici măcar după ce m-a luat jandarmeria din centru. Știi că m-am ridicat? Nu. Nu pot să cred că nu știi. Pe cuvânt. Nu cred că nu știi. Mamă, cât de teatral a sunat asta. Nu pot să cred. Povestește-mi. Da, Alejandro. Să fi fost doar o întâmplare nefericită într-o serie. Ieșeam de la cântare pe la un 4 dimineața. Bine. Povești și variante ar fi multe, toată lumea zice că îți dai seama ce scandal făceai pe străzi dacă te-a luat. Mergeam cu un grup de 7-8 prieteni, nu sunt eu ăla chiar cel mai scandalagiu și căutător de conflicte. Okay. Și apropiindu-mă de jandarmi, am făcut și eu un gest ușor nesimțit. Am vorbit cu un prieten și am zis lozinca pe care o scandează-o. Ia zi, nu știu cum, cine era în dreapta mea. Cea mai proastă meserie este și se aude la jandarmerie. Bineînțeles, dintr-un grup m-au luat de mână pe mine. Haide, amendă. Probabil că păreai cel mai slăbus de acolo și abordabil. Incredibil. Și am fost avertizat pentru adresarea de cuvinte injurioase unei instituții. Zic, în primul rând, nici nu vi le-am zis vouă. Zic că vorbeam cu un om pe stradă, nu cred că se văd. În fine, un episod peste care am trecut. Cum se poartă asta cu băgat cultura la dubă acum? E veche. Și ți-am zis pe hol mai devreme că ieri am avut o zi în care am făcut curat în toată casa, de pe la 4 până la 2, și am urmărit și am ascultat numai materiale despre Revoluție și despre tot ce s-a întâmplat înainte. Am înțeles și eu cum era cu raționalizarea, cu cartela la alimente, cu... Știam din povești, însă acum, la vârsta asta, când le afli, îți dai seama... Ce norocos ești că n-ai trăit în anii. Și mă uitam la foarte multe vedete care au început pe drumul ăsta de la vârstă fragedă și o să-ți dau exemple din afară, ca să nu zic că sunt oameni nebuni de pe la noi, gen Justin Bieber și... Justin, câți ani o fi având? Dacă noi avem acum 32-31... Cred că începe să-i apară mustața. 25, vine din urmă. Da. Da, se fac 25 de ani când am început să cânt. Eu. 25. Întrebarea era, nu ai un pic tendința așa să o iei... Să te crezi Dumnezeu? Pentru că ți se dă atenție de la o vârstă foarte fragedă. Băi, am avut noroc. Perioada cu Dana, care s-a întâmplat acum aproape 20 de ani. 20 de ani. Aveam 12-13 ani. Și eu n-am conștientizat, copil fiind, ce fenomen a fost aia atunci. Probabil că aș fi avut succesul ăla, știi, mai târziu și dintr-un noroc, poate altfel te ia de cap. Dar, nu, eu am început să zic la 6 ani, am făcut instrument, am dat, mama a crezut că n-am voce prima oară, de-aia mi-a dat să fac instrument. Tu pui mâna pe vioară că nu te ajută vocea. Nu se știe. Și după aia a descoperit că am și voce, după aia a venit cu mine pe la București, pe la emisiuni, am început să studiez singur. Și știi când e o chestie de asta muncită și pe care, și pe ale cărei etape nu le sari, atunci se pare oarecum normal la un moment dat să ajungi într-un punct. De aia ți-am zis că nu-mi place cuvântul de vedetă. Prefer muzician și prefer muzicieni în trupa noastră, pentru că mulți artiști sunt și cei care fac asta din plăcere și o pleznesc, dar n-au studii în partea aia. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu intuit, să știu cum să face, ce să face. Mie îmi pare foarte rău și te-am certat și pe WhatsApp-ul. Ai certat? M-ai certat, dacă voiam să vin cu toți băieții să facem un live. Păi, facem la un moment dat. Facem. Vă aștept și pe la cântările noastre. Clubul de weekend invit doar oameni care știu că pot să cânte live și duce voce. Deci și în fiecare seară și în weekend tu. Eu sunt non-stop aici, dar pun doar artist să vină să cânte amplag la rece, fără artificii, și acolo se cam cerne. Și tocmai de asta am și o plajă destul de restrânsă de artiști. Asta pe care făceam și eu în emisiune la început. Provocam pe câte cineva. Să vezi câte motive se pot invoca dimineața.
printre primele, fiindcă dimineața nu prea se cântă, știi, toți artiștii zic. Să-și încălzească vocea. Da. Mit, mit! Dacă vrei să facem un Mythbusters românesc. Mă, nu neapărat, că depinde. Da, te-ai trezit, că până când ți se așează vocea, hai să faci și tu din ala. Să zicem că ai un pic alt timbru, să ai un pic alt ton, să ești un pic răcușit. Dar fals nu o să cânti din cauza că nu te-ai trezit bine. Că am uitat că mi-a schimbat parola pe Facebook. Iar o să zică lumea. Pe live și nu reușesc să intru. Cum să nu poți să intri? Am intrat chiar și eu. Te cred. Cred că de asta că ai intrat tu. Ia uși, menind de mire. Ai luat tot netul. Să nu pui lângă microfon, pentru ca să mai și rămână live. Dacă sunteți pe Facebook și vreți să ascultați Menind de mire, acum la Europa FM. Da, așa, mulțumesc. Hai că ai tot auzit piesa, că bănuiesc că de asta ai vrut să o și ascultăm. Am vrut să o ascultăm ca să-ți povestesc, eu să povestesc mai încolo de ea. Povestește în 4 minute după ce trece piesa asta lungă. Aproape. Până atunci să zic că am fost în state și am văzut Cirque du Soleil. Și cum e? Făcând un spectacol după toată muzica lui Michael, se cheamă One. Nu, cum arată și cum sună, nu are rost să-ți mai povestesc. Doar că la final îți dansează Michael pe scenă 10 minute. Hologramă. Este, nu, este incredibil. Wow. Incredibil. Nu știu cum e făcută, cum e proiectată, că n-ai nimic în spate sau ceva, are și adâncime hologramă. Deci e el pe scenă și dansează într-un grup cu toți cei de acolo. Am o mare rugăminte la cei care sunt pe Facebook, hai să nu dăm în politică și în comentarii, sau dacă vreți să vă exprimați. Gata, mi-a luat-o, nu? Opinia în vreun fel, nu ți-ai luat-o tu și au luat-o alții care au număr de Suedia în momentul în care te gândești la ei. Dar vă rog eu mult de tot, hai să păstrăm decența în comentarii și să fie o discuție civilizată. Și vrem să ne relaxăm. Bucurăm de muzică! Exact. Unde tu te uiți aici? Hey. Uite și Mihaela voia o fotografie cu noi, dar cred că voia cu tine și cu Ramona. Eu nu văd totuși comentariile. De asta am intrat și eu, pentru că pe mobil nu mi le-a arăta. Gata, am găsit. Te duci în Haikyuu? Haikyuu? Am văzut ceva cu Haikyuu? Da, întreba cineva. Haikyuu. Nu, formația era Amici. Amici se chema formația. Uite, și dar... Carmen se întreba de dacă este vreo legătură între declarațiile politice făcute de tine și plecarea la antenă. Am lămurit un pic mai devreme. Nu. Să te binecuvânteze Domnul Iisus. Chiar ești o ființă religioasă? O ființă, o persoană. Ești o ființă. Nu sunt. Sunt o persoană credincioasă, nu sunt o persoană religioasă. Consider că aici e credința și aici e în sufletul nostru dorința de a fi mai buni. Nu mă ajută dacă intru în niște dogme. Altă discuție. Stai că de aici vin alte comentarii. Da, bine. Îmi salut și prietenii care intră aici. Îmi salut și pe George Zafiu care intră să se uite acum. Da, spionează, să știe. O seară cu muzică bună, asta ne dăm. Se termină piesa? Nu se termină piesa, te anunț eu mai bare 2 minute. Da, ziceam aici, formația era Amici. În 2000 s-a lansat trupa, în octombrie 2000, și Dan a fost prima piesă. Dacă ce mai fac băieții? Ai mai ținut legătura cu ei? Da, fiul lui Iorga e tot în domeniu, domeniu cu artificii, cu chestia asta. Unul dintre ei știu că a plecat la un moment dat la facultate prin țările nordice. Dacă s-a întors, dar doar eu am mai fost cu cântatul mai departe. Ești mândru de ce ai făcut atunci? Da, sunt mândru de tot ce am făcut până acum în toți anii. Întotdeauna am zis și orice pun pe internet și orice clip pe YouTube și chiar și orice clip de la emisiune. Dacă peste 20 de ani deschid și văd clipul ăla, vreau să fiu mândru de tot ce am făcut. Și de-aia apar numai când am ceva mai profi sau... Dar da, sunt mândru de tot ce am făcut. Am văzut că te-ai apucat de colindat înainte de sărbători pe Facebook. Ce ai văzut? Ce? Ma. Da, m-a adaptat. Am vrut să le arătăm oamenilor că colindele noastre pot suna și altfel dacă le cânti un pic altfel. Majoritatea sunt triste la noi. Te gândești la un gen de concert din ăsta? Da, uite, mi-a propus cineva să încerc anul ăsta cu orchestra. Niște colindele ale noastre, dar reorchestrate. Am făcut și o variantă, de exemplu, la O ce veste minunată, gospel. O găsești pe YouTube, am făcut-o cu băieții. Să vezi cum poate să sune O ce veste minunată. Mai ales și cu un cor ar suna senzațional. Foarte tare. Mm-hmm. Faceți și voi concert la Sala Palatului, polivalentă? Mă mai întreabă și asta. Când o să am ce arăta cu siguranță? Rome Expo. Să nu ne oprim la polivalent, adică poate să fie și mai mult. Online acum, online trebuie să plusăm pe online pentru că ne mănâncă ăștia mici toate. Cu freestyle ce mai faceți? Freestyle facem foarte bine, cântăm în continuu și acum încercăm să schimbăm un pic magazinul. Ne-am dat seama după ani că ăsta comercialul nu e de noi. Și păstrăm o direcție pe care vrem să mergem și pe care vrem să... Chiar dacă e mai nișată. Ce înseamnă nișată? Nișată. Adică mie îmi place o muzică... Gospel. Care să aibă... Băi, spre partea aia, care să aibă și să sune senzațional orchestrată. Și să aibă și o linie melodică frumoasă, știi? Care nu e neapărat de radio muzica asta. Eu mai mult o... Nu știu cum să zic. O reorchestrare a orice.
dar îmi place să simt acolo, că mi-aplic și partea de muzician, nu partea de artist, știi? Mă găsesc, stai că sunt la vârsta căutărilor. Mai sunt 20 de secunde, da? E foarte lungă. Lungă piesa. După standardele de Eurovision nu s-ar fi încadrat. Chiar te mai gândești la Eurovision să te mai înscrii vreodată? Băi, nu cred, nu. Scurt, am da fost sau nu? Mai știi când am fost, știi. Nu, nu cred. Of. Ce? Revenim. Clubul de weekend la Europa FM, știu că ai cântat bine, dar ți-am deschis change. Microfonul. Make that change, zice Michael acolo. Bravo, felicitări. Ai făcut și tu schimbări, am chiar multe. Am făcut și eu schimbări. De ce piesa asta de la Michael Jackson? De ce piesa asta? Pentru că prima oară când am făcut o schimbare cu adevărat puternică, a fost acum 7 ani, se fac, de când am plecat din trupa Marfar. Era o trupă care funcționa, era o trupă cu care cântam bine, o trupă care am prins experiență, cu care am crescut. De la un dat am zis, vreau să fac altceva. Simt că eu pot să-mi fac un proiect un pic la un alt nivel. Și atunci, oricum cu o siguranță a banilor și cu o siguranță a cântărilor, am decis, băi, o iau de la zero. Ce poate să fie rău? Am trăit la cămin cu 50 de lei pe săptămână, nu poate să fie mai rău decât atât. Așa că, zic, și un an până poate începe să meargă trupa, risc tot atât. Și am plecat și am făcut proiectul ăla. Norocul meu a fost că, uite, am mers într-o lună sau în două luni. Dar asta a fost una din schimbări. Iar piesa asta, de obicei, încep cu ea cântările. Și le zic oamenilor, cred că de 2 ani încoace, că dacă vrem să facem cu adevărat o schimbare, exact cum zice și Michael, nu trebuie să așteptăm de la cineva, de la extern, ci te uiți în fiecare neață în oglindă și zici că omul ăla din oglindă trebuie să fie mai bună și să facă o schimbare. Asta zicea și Michael. Foarte frumos. Ne întâlnim imediat și cu cea de-a doua alegere muzicală pe care a făcut-o Florin Ristei în clubul de weekend. Schimbăm până stilul, atunci, schimbăm stilul. Imediat. Până atunci, Modern Talking, Sherry Sherry Lady, ascultăm împreună la Europa FM. Vrei să-ți povestești Sherry Sherry Lady? Când ia, veneam povestește. Cu trenul la București în fiecare săptămână cu mama, în trenul de Galați București era un singură casetă pe care o asculta. Modern Talking. Știu, deci o știi pe de... Băi, tot. Vrei Sherry, să opresc piesa și... Mamă, cum era când dimineața. Și da, uite, în timp ce noi ascultam, făceam o comparație și la Eurovision, că blama lumea de ce a câștigat piesa aia. Mie personal a fost o piesă care mi-a dat stare. Ți-a plăcut piesa? Da sau nu? Nu contează. Păi, tu ești invitatul. Adică... Bine. Că ți-a plăcut piesa? Spus, ne cunoaștem și am comentat un pic. Mă simt nașpa. Mie mi-a plăcut piesa, mi-a transmis o stare. Și am comentat acolo că e mai importantă conexiunea asta și că oamenii... De ce nu se mai ia în considerare acum televoting-ul? Televoting-ul s-a compus din 1000 de voturi care nu pot fi neapărat un etalon. Nu au fost doar 1000 de voturi, au fost ceva mai multe, dar oricum a fost șocul mare ca de la 50% absolut. Notă să conteze atât de puțin. Că... S-au gândit probabil că un juriu din afară are un pic alte repere. O ziceam și nu cărbătate, ziceam că în timp ce părinții noștri ascultau în anii 70-80 Dan Spătaru și nu prea aveai acces la muzică din afară decât dacă printr-o cunoștință, făceau niște viniluri, afară se câștigau gremiuri cu Led Zeppelin și cu Pink Floyd și se asculta altceva și se deschidea un pic altfel mintea și zic, acum începe să se schimbe și la noi treaba. Așa că să-i ascultăm și un pic pe aia de afară, care au mâncat trupe de al de Beatles pe pâine. Da. Apropo da. De până afară, pe unde ți-ar plăcea să cânti? Pe unde mi-ar plăcea să cânt? Visul meu și de când eram întrebat de mic a fost... Și încă este să cânt pe Wembley. Asta după ce am văzut ce a făcut Freddie acolo. Ai văzut Bohemian Rhapsody? Ai văzut, bineînțeles. Da, ăla e un traseu de artist. Ai plâns la Bohemian Rhapsody? Am plâns la Bohemian Rhapsody. N-ai cum. Îi vezi și un pic latura umană care, pentru un fan, poate te dezamăgește un pic, știi? Îl vezi dar până la urmă trebuie să fie și film. Corect, nu e făcut exact. Documentar. Mă așteptam să văd un pic mai mult procesul ăla de creație, știi? În film se pare ușor, s-a pus la un pian, pac, a făcut hit-ul. Nu e așa, îți dai seama prin ce au trecut ei. Dar foarte bun pentru un film artistic, e un film artistic extraordinar de bun. Și ăsta e visul, da, un Wembley. Dar dacă ar fi pe undeva în state, am fost în state de curând și mi-a rămas gândul acolo. Ai vrea să te muți? N-am avut niciodată gândul ăsta, însă după ce am văzut acolo și după cum am văzut că se poate, nouă ne lipsesc oportunitățile aici, că un trai bun poți să-l ai, zic oriunde poți să-l ai, mai ales că îți formezi o bulă de oameni, am o mână de prieteni, de colegi cu care mă întâlnesc și formez chestia asta în jurul tău. Însă când vezi că acolo te întâlnești într-un hotel cu Keanu Reeves la o cafea și stai la masă cu actorul din partea aia și în 5 minute ajungi să vorbești cu ei... Și să descopere că sunteți în același domeniu și să vezi că oamenii sunt așa, unii cu alții acolo, parcă te pune un pic pe gânduri. Cam da.
Na, că e de oportunități până la urmă, e de cunoscut oameni. Noi asta ratăm în țară și asta mi se pare că ratăm. Nu intercomunicăm și nu ne conectăm cu oamenii de lângă noi. S-ar putea face un lanț atât de frumos dacă s-ar ajuta oamenii între ei. Dar cred că așa suntem noi ca popor, construcție. Unii poate din bun simț stau retrași, alții... Dar când te așezi într-o sală de așteptare, frate, lângă alți oameni, se aștepți coada la doctor. Și nu se zice nici măcar un bună seara, mi se pare... Bine, la noi e și o teamă, dacă îi zâmbești cuiva sau tu îți la el mai insistent. Ai vreun interes! E ceva! Ce vrei de la mine, băiatul? Corect! Pe stradă, în state? Bogdan, rămânem cu microfoanele din studio. Trebuie să introduc eu o rubrică foarte scurtă. Chiar foarte scurt voi fi. Modern Talking la Europa FM, o piesă despre care am aflat că o cânta Florin Ristei între drumurile lui lungi și era singura înregistrată pe o casetă, așa că i-a știut și versurile. Suntem în continuare live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, asta dacă vreți să ne vedeți tot ceea ce vorbim noi în timp ce se aude muzică la radio. Cât despre muzica de la radio, fiecare piesă are povestea ei. O aflăm împreună de la Andrei Paleu, ieri și azi în muzică, chiar acum. Ți-am zis că încerc să fiu scurt, dar am putut abține să nu zic că... Uite că încă mai întreabă lumea, probabil, care a intrat mai târziu pe cu antena. Streaming. Da, dacă mai e ceva în locul emisiunii, nu, emisiunea se oprește. După tine, nu mai, formatul e final și se adaugă o oră la Neața. Acolo se duce și Ramona, o să fie 4 ore pentru băieții de la Neața. O să-ți mulțumesc că Răzvan și Dani. Mulțumim, deja mă gândesc că-ți spun de sănătate. Pe care oricum consider că sunt niște eroi să te trezești. 11 ani au făcut anul ăsta, de matinal, doar acolo, la Antena 1. Și e senzațional, mai ales să ai tonusul la dimineața. Să-ți povestesc prima zi când a trebuit să mă duc la muncă, eu neavând în viața mea program fix vreodată. Și nicio grijă, în rest, l-a trezit. În prima dimineață a sunat telefonul, stau foarte aproape de studio și ăsta e unul din argumentele pentru care m-am dus. Mi-a sunat telefonul și primul impuls a fost să-l opresc și să zic, da mă, nu dau un telefon clar și zic că mi-e rău, nu pot să mă duc astăzi. Și realizam așa în pat, zic, băi, stai mă că nu pot să fac lucruri, am 30 de ani, nu mai am 12 ani să nu mă duc la școală. Și ușor, ușor m-am obișnuit cu programul ăsta și, bă, viața de dimineață e frumoasă, să știi. Îți mai rămâne timp în restul zilei. Acum depinde cât de dimineață e. Programul meu de somn este... dimineață la... 9:30. Eu dorm 2:30, 9:30. Asta e programul. 7 ore pe noapte. Asta că ai concerte seara. Și că m-am obișnuit să lucrez destul de bine noaptea. Nu-ți mai spune telefonul după 10, stai liniștit, stai în camera aia, în studio, mai stau cu băieții. Dar 2:30 s-a format în automatism. Când văd ceasul 2, știu clar, trebuie tot să mă... Tot cu pisicile tale stai? Tot cu pisicile. Azi era ziua în care îți plimbi animalul sau nu știu ce, ziua mondială. Tot cu pisicile. Și de ce 2? Pentru că... Eram singur eu cu... Da, am zis măcar cineva să aibă pereche în casa aia. Foarte frumos că te gândești la ele. Corect. Generos. În schimb, neața se prelungește corect, se prelungește. Hai că am prins și eu aici... Uite, oameni care ți intre pe feed să facă reclamă la piscine. Care piscină? Nu mai e niciuna, ți-ți spune. Cred că construiește piscine, domnul. Da. Te cerți cu oamenii pe Facebook? Pentru cormorani. Pentru cormorani, da. Se uită și mama... Să rămână, doamnă. Să nu se uite, mama. Aveți un copil minunat? E, lasă, lasă, că știe mama mai bine. Ia zi. Mama mi-a zis, eu la mici am ajuns în 2000 după un karaoke show la Prima TV 99, care s-a dat foarte mult vara aia și acolo m-am văzut mai mulți producători. Și mama, mulți ani, cred că și acum îmi zice, am cântat Blaze of Glory la Bon Jovi și mi-a zis, n-ai mai cântat niciodată atât de bine ca atunci Blaze of Glory. Frumos. Da, da, să-ți o zic că ești după 20 de ani. Te critică ai tăi după ce te văd la TV? Da, mama mea a fost întotdeauna cel mai mare critic. De obicei nu ascult din prima, însă orice îmi zice bag la cap și trec prin filtrul personal mai încolo și... Știi, e critic, că doar cu ea semăn. Ia uite, ți-a și mulțumit. Ca să nu crezi că nu e tehnologizată mama. Hai să-i dăm o inimioară. Hai, hai, poftim. Mai nasol e când a aflat și de Instagram. Știi, cu Facebook. Stă conectată așa la tehnologie? Are și telefon. Nu, băi, nu e așa simplu. Vrei să o sunăm în direct? Nu, lasă! Ți-e frică de ce ar putea spune? Cine știe ce mai aflăm? Calda pe aici. Am crezut că e mai răcorel. Cred că au fost mai friguroși. Este Vlad Petreanu. Uh-huh. Se aprind la discuții. Doamne, nu, este cel mai friguros om cu putință. Deci au fost cu el. Da? Câte grade ai în casa? Sunt la vreo 25... 25-26 acolo. Pe acolo. Deci nici tu nu ești cel mai...
Dar când mergem în deplasări pe undeva și suntem cu studioul mobil în care poți să-ți faci, stăm pe 30 de grade, deci mora acolo este afară urgia albă, ca să mă exprim. Și că nu e bine. Și că nu e bine, că din cauza asta devii mai sensibil. Și mai este și îmbrăcat cu 15.000 de șube. Adică... Okay. Dar n-ai văzut, veneam, plecasem de la dans, pentru că azi am fost la dans. Știu că nu se vede, dar am fost la dans. Ce fel de dans? Lucrez la un clip nou. Ok. Am băgat. Da, lucrez la un clip nou, o piesă nouă făcută spune de mine. Spune și pe radio asta? Da. Spune. Bine, păstrează-ți ideea ca să nu te pun să repezi ca o moară stricată. Și ce fel de febră musculară ușor. Coregrafii din astea dubioase, pregătiți? Balet dans contemporan, care se exemplifice, e o piesă de stare foarte, nu știu, cred în piesa asta foarte. Compusă de voi? De 8 luni, de mine integral, da. Orchestrată în state, produsă în state de un om din state. Am înțeles. Și pe care urmează să o lanse și o imagine puternică. Și dansul am zis că piesa e despre cum te ridici la înălțimea așteptărilor partenerului și cum încerci să faci totul ca să fii lângă partenerul tău. Și eu vreau să arăt că în clipul ăsta, chiar eu cu două mâini stângi și două picioare stângi și cu niște crengi, nu vrei să știi cum arăt când dansi. Nu vrei să știi cum arăt, abia am început. Cum pot să învăț balet, ceea ce mi se pare imposibil, doar ca să ajung când la filmați videoclipul înălțimea partenerului. Când o să reușesc să dansez? N-am unde. Când o să reușesc să dansez? Nu știu, abia a doua ședință am fost și... Cât de scumpe sunt ședințele astea ca să știu câtă motivație. Nu-i chiar promițător după ziua de azi. Eu zic că în 8 ședințe sunt gata. Deci sunt destul de scumpe, e clar. Am înțeles. Am noroc că lucrez cu o profesionistă care are răbdare. I-am zis la un moment dat, zic, fii mai dură cu mine, zic, dă-mi și un capac când vezi că eu sunt obișnuit așa cu stilul ăsta. Da, niște te cunosc de undeva, mai primim. Uite, te cunosc de undeva, altă emisiune mișto. De cineva te vrea și pe tocuri să dansezi? Chiar că am văzut că e o modă, ai văzut cu dansuri din astea. Da. Chiar și la Eurovision. Da, te cunosc de undeva, a fost altă producție în care am stat 6 sezoane, scuze. 3 concurent și 3 recital cu freestyle. Deschideam fiecare emisiune. Și îmi sună mega curată și foarte mișto. Acolo vezi... Uite-te în ochii mei și zic că nu sună bun. Am promis că te întreb în direct. A, de piesa nouă. Nu râde, în direct. Sunt cu Florin Ristei în clubul de weekend la Europa FM. Uite că nici nu mai pun casca, te ascult așa. Bine, mulțumesc. Da, ziceam că vorbeam noi în spate aici pe Facebook, cine ne urmărește, ai văzut deja. Vorbim în față, să știi, ne vede toată lumea și inclusiv mama ta pe care o salutăm. Hello. Și îi mulțumim ce minune de băiat a oferit acestei lumi. Și eu îi mulțumesc. Și nu te înroși prea tare. Piesă nouă de la Freestay curând, o piesă făcută de mine și la care lucrez de 8 luni și pentru care, surpriză pentru multă lume care mă cunoaște probabil și știe ce dansator desăvârșit nu sunt și cum mi-arunc crengile pe lângă corp, învăț balet și un dans contemporan ca să iasă în clip. Vreau să mă ridic la înălțimea partenerei și despre asta e piesa, știi? Cum sacrificiile într-o relație și... Băi, e o piesă în care cred foarte tare și cred că o să aibă un impact dorit dacă-mi iese clipul cum trebuie. Ne vedem la dans luni! Bun, l-am pus pe Florin Ristei înainte să începem clubul de weekend să facă niște alegeri muzicale. Următoarea piesă pe care a ales-o la Europa FM este de la... Ugly Kid Joe! Ia să-i dăm play! Ei, nu știe nimeni. Ești la Europa FM. Oamenii știu muzică bună, să știi. Voi aveți un public peste 30, am văzut în sondaje. Este locul întâi, peste 30 de ani. Rândul publicului peste 30 de ani, dar asta nu înseamnă că nu avem și oameni mai da, tineri. Păi, creștem împreună cu noi. Dacă vrei să asculți muzică bună, poți să vii la Europa FM. Da, momentul da. Publicitar s-a încheiat. Vă ascult în mașină de pe vremea când jingle-ul la clubul de seară era cu Bogdan Niculae. Mi-aduc bine aminte? Ai văzut. Da, și ascultam întotdeauna mașină pe drum spre București când mergeam cu mama. Europa FM. Ascultam, îl ascult și pe Moise la prânz. Ascultam pe Îți mai faci vacanțe pe ai tăi? Nu, n-am mai fost de mult în vreo vacanță cu ai mei. Nu prea am mai fost în ultimii 2 ani în vacanțe. Pentru că am avut program zilnic și n-am avut concediu la muncă. Aveam doar o săptămână de Paște sau și de Crăciun. Mm-hmm. Și de Paște cântam și de Crăciun... liniștit cu pisicile. Să dai și tu căștile un pic mai încet, că încercăm pe aici. S-aude, s-aude? Da. Uite, a intrat și fratele meu, salutăm, uite-l pe fratele meu. De el e legat amintirea și o să ți-o zic la radio imediat. Cats in a Cradle, exact. Uite, am dat și lui inimii. Gata. Mersi. Toată familia, acum ți-am amprentat-o. Domnul Mark Zuckerberg știe să vă... Dacă văd că intră și tata aici, gata. Asta e, te emoționez complet. Chiar, îți e mai greu în fața familiei să apar, să cânt, să evoluezi, să te manifesti sau... Ultima oară cred că au venit la o cântare.
Recent i-am mutat în București de un an pe ei mei, s-au mutat în București, doar fratele meu a rămas la Galați. Și până să ajungă în București, mă vedeau ba la televizor și se bucurau, ori mai ajungeam într-un loc unde se cântă în Galați, foarte mișto, și mai veneau acolo să mă vadă. Și întotdeauna cânti un pic altfel când știi că mai cântai undeva dreapta sus acolo, știi? Și la finalul cântării mai întreb publicul ce vrea să cânte și de obicei aud personaje de la Te Cunosc. O Angela Gheorghiu, ajungem la femei, normal, potocuri. Și mai cântam la Rafabian și am ziceam tot timpul. Grijă mare că trebuie să mă uit pe versuri, că e mama profesoară franceză acolo în dreapta și trebuie să am grijă cum pronunț. Și când am venit în București, la ultima cântare a fost la un Hard Rock Cafe. I-am fost acolo în sală, mai relaxați. Și m-am relaxat și eu. Dar e interesant, știi, să cânti în fața publicului și mai ales la intervale. Știi că nu mă văd tot timpul la cântări, mă văd la TV. Așa, dar la o cântări nu te văd să te obișnuiască cu tine. Și parcă e un pic altfel să te vadă la un an, să vadă dacă s-a mai schimbat ceva. Mi-e vine greu să cred că tu spui așa că ești fire timidă. Și vorbesc mult, nu? Hai că să mai tac puțin. Nu, stai liniștit, am mai povestit, cred că și la radio, când m-am întâlnit cu Florin Piersic și ne-am luat 10 minute, un sfert de oră, exact la revedere. La revedere te pup luat în brațe. Un sfert de oră, 10 minute, un sfert de oră. Totdeauna la revedere mai găsești ceva de zis. Da, e un om. Piersic, am văzut azi că vine Gala Uniter și a fost nominalizat. Sau l-au ales pentru cea mai longevivă și cea mai de succes de carieră. Un om fenomenal. Și, sincer, mă uitam și pe scenă în continuare, poate să joace și să transmită ceea ce... El și Maia Morgăștean, pe care am avut-o invitată ieri și imediat după chiar ce am plecat... Chiar despre Maia am văzut că ai scris foarte frumos imediat pe Facebook. Imediat după ce am plecat din platou, am postat chestia aia pe Facebook. Mă bucur atât de tare când văd artiști mari care... Întotdeauna a fost conflictul ăsta între generații, știi? Eu nu l-am înțeles niciodată. De ce ăștia mai mari nu au stat la discuții cu ăștia mai mici? Acum când mai scrie mie cineva de 15-20 de ani și văd că vor să facă ceva, mă bucur atât de tare, mai ales când scrie mie. Înseamnă că am încredere în tine. Exact. Și am ajuns la machiaj dimineață și a intrat doamna Maia Morgenstern pe ușă. Mare artist, da? Vorbind despre Maia Morgenstern. O modestie și un bun simț cum rar vezi la artiștii între ghilimele mari. Și atunci am dedus cu cât ești mai mare, cu atât ești mai modest. Nu știu ce să zic, doar prin simplu fapt cum s-a așezat pe scaun și cum le-a vorbit oamenilor de acolo, de la machiaj, cum le-a vorbit nou. Este un exemplu de modestie. Acum profit că suntem foarte colegi de breaslă. Da. Și tu și te-ai întâlnit cu foarte mulți oameni. E o constatare de-a mea sau chiar așa e, oamenii cu adevărat valoroși au și o modestie incredibilă. Absolut. Și cu cât sunt mai mari, cu atât poți să stai mai mult de vorbă cu ei și cu atât îți zic din secretele lor mai departe. Știi că zice lumea, ce ai pus în rețeta? Nu zic, e taciul meu. Păi tocmai pentru că e taciul tău, tu poți să-mi zici exact aceeași rețetă, pentru că nu o să fie identică, poți te dedici cu altceva în chestie. Se pare că unii au înțeles-o, alții nu. Uite, alt lucru pe care se întâmplă în Statele Unite. Se împărtășesc experiențele, te ajută. Tu vrei în state, te-am prins. Băi, e mișto. E altceva, sunt oportunitățile acolo. Dar e de făcut treaba aici încă. Eu nu mi-am pierdut speranța de tot. Se duce ușor. Te-am întrebat dacă ești mândru de tot ce ai făcut, dar încerc să pun și întrebarea altfel. Ca la talk show-uri, știi, să te prind așa. Ești un român mândru? Nu. Regrești ceva din lucrurile pe care le-ai făcut până acum? Nici. Nu. Dacă da. Cumva să exclud, dar nu, n-aș putea să zic că regret ceva. Am făcut alegeri proaste o grămadă. N-ai cum să nu le faci. Dar știi... E cursul ăla, dacă ai făcut-o și ai luat-o pe drumul ăla, poate mai încolo s-a bifurcat spre bine. Sunt bune toate. A, 2, 1. O să vină fix ultima intervenție, pentru care, uite-te aici ce o să fac, o să tai o piesă. Ia uite, salut asta. Oameni frumoși care se uită la noi. Bună, Zoe! Salut, Marius! Știi cu oamenii care scriu, spunem numele? Da. Le spui numele? Asta? Nu se întâmplă de asta. Nu! Nu știu, n-am văzut niciodată. Eu nu cred așa ceva. Vedeți ce faceți cu sonorul, ne zice cineva. Cred că mă depărtez de microfon, nu? Da, și îi facem viața grea colegului Andrei Bogdan. Uite acum ne ridică un semn, un deget și e degetul ăla care trebuie, că e ok. Deci înseamnă că nu ne-am depărtat prea tare. Ai văzut că acum pe WhatsApp avem toate degetele posibile la emoticoane înainte. Și nu vreau să știu de ce la platul asta. Aia și în jos, și în sus, și în stânga, și în dreapta, ai toate combinațiile. Da. Adică WhatsApp-ul înverzit de mesaje. Am fost mai devreme prieteni la Recorder aici, nu? Colegii noștri la Recorder. Da, facem Piața Victoriei, facem o sinteză în fiecare vineri, împreună cu Recorder, Teodor Tiță și
pe care voiam să-i felicit, nu neapărat pentru articolul share-ui de zeci de mii de ori, ci am văzut un articol foarte bun cu un profesor de vârsta noastră, ai văzut? Care predă informatică la cele mai bune licee din București, colaborator peste tot și povestește un pic de sistemul de învățământ și despre cum profesorul ar trebui să educe copilul de mic să nu ia șpagă. Și povestea o întâmplare cum a luat el și cum s-a dus în fața clasei și a zis copilul, uite ce a făcut maică-ta. Și copilul, la 10-12 ani, altfel rezonează și te duce acasă și zice, mă faci de râs la școală, te duci și zice, învață-l de mică, nu e bine să dai mai departe, că atunci da, poți să fie... Da, din păcate la noi e atât de împământenită chestia asta, știi, da. Și aștepți de la alții, dar tu nu mai face vreun... Adică te duci la doctor, dar simți nevoia să-i dai. Asta zicea și el și a zis, nu simți nevoia să compensezi tu faptul că eu sunt prost plătit. Nu trebuie să compensezi tu. Dacă am ales eu să fac meseria asta, înseamnă că știu riscurile meseriei. Sau poți să-ți arăți mulțumirea simbolic altfel, în altfel. Corect, exact. Altfel. Deci, du-te, donează pentru școală, dă o donație și cumpără spital, cărți. Sau... La... Da. Oricum, chestia asta, ai văzut cu spitalul făcut acum de oameni, mi se pare absolut fascinant. Și mi se pare și mai fascinant cum unii pot să atace un asemenea gen și niște donații și întotdeauna găsești, există ceva în spate, normal. O conspirație este întotdeauna. Întotdeauna. Da. Așa o să ajunge, nu știu, era un domn la Timișoara care și-a construit ceva în afara Timișoarei și nu se ajungea și a făcut strada lui pe care a scos mai departe, o donează primării. Au acceptat primăria, normal cum să n-accept. Oameni deștepți. Așa o să ajungem să facem. Da. O să fiu mâine cu Alex Dima, e omul de milioane al nostru al săptămânii. Și am rămas incredibil de fascinant este omul. Da. Poate el să urmărească un subiect, să aibă răbdare, știi, să meargă... Și te-am ajuns un articol despre el și zicea că filmează și 40 de ore pentru un reportaj. Da. Și mai ales să urmărești ani întregi câte un subiect. Mai sunt și oameni pasionați, în care își fac... Îmi zicea cineva pe Facebook, de ce pleci la emisiune? Un venit stabil? Bă, mai sunt oameni la care nu se rezumă totul la bani. Nu, eu cânt în primul rând pentru că îmi place să cânt și pentru că acolo mă simt bine. Apropo de plecat de la TV, te-ai mai întoarce la televiziune? Pentru un proiect îndreptat mai spre muzică oricând, da. Asta îmi doresc. Bine, încă nu sunt la vârsta în care... Să pot să-mi doresc un late night show cum are Jimmy Fallon sau James Corden care a venit după. Poți să-ți dorești, asta nu înseamnă că și primea. Corect, ok. Încă mai trebuie să treacă câțiva ani, dar spre chestia aia ating, știi, o binare de vorbă cu oameni mișto, cu oameni valoroși și cu cântat și cu trupa și chestii muzicale. Ai văzut ce fac americanii. Ce am fost în New York, doamne, și la Jimmy Fallon, deci este intrarea frumos unde filmează, exact, este o spectacol întreagă. Oamenii dau bani să se ducă la emisiune, să stea în public, pentru că e un spectacol în fiecare seară. Vreo 3 minute așa stăm de vorbă și ultima intervenție. Clubul de weekend la Europa FM. Mulțumesc pentru că suntem împreună pe aceeași frecvență și suntem alături de Florin Ristei după ultima lui alegere muzicală, Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe, Cats in a Cradle se cheamă piesa. Și este una dintre primele piese pe care le-am învățat împreună cu fratele. Am un frate mai mare cu 11 ani. Mulțumesc. Și când eram mic, mulțumesc frumos, îi zic și care se uită la noi pe exact, Facebook. Care ne urmărea mai devreme pe Facebook. Și el m-a învățat piesa asta. Și împreună cu încă una la Ozzy Osbourne le-am înregistrat la un moment dat când aveam 4 sau 5 ani pe o casetă, pe care le-am ascultat după câțiva ani, după 10 mai de ani. Mai aveți caseta? Cred că o are fratele meu, nu cred că a aruncat nimic. Și sunt eu undeva, fratele meu, chitară și eu mic. Senzațional. Și de atunci mi-a rămas piesa aia, plus că are un mesaj foarte puternic. Este drama unui adolescent care crește și n-are timp de părinții lui, el e cu problemele lui, mai departe ajunge tată și se lovește de aceleași probleme cu fiul său, care nu are timp de el și vine doar la masă. Ei cred că povestea tuturor părinților, știi? Ție ți-a cam plăcut muzica de mic? Mi-a cam plăcut muzica de mic, da. Da, și mai aveam o alegere muzicală. Acolo îndemn pe ascultători să caute Toto. E trupa mea preferată și de acolo că am început formarea mea ca muzician, de când am dat de Toto. Vezi ce înseamnă dacă îmi dai prea multe piese și nu am cât să le dau. Mi-ai și scris ce alegeri frumoase. Da, da, păi îmi place chiar muzica, mi-ai făcut bun. Alegeri foarte frumoase. Mersi mult de tot. Unele dintre ele, de altfel, se regăsesc în playlistul de Europa FM și știu că de asta ne și asculți la drum lung. Am văzut că ești cunoscător. Am, uite, a scris fratele meu, înregistrarea va fi publicată. Dan Ristei, să-mi spui cum te pot mitui cu ghilimele de rigoare ca să dai la Europa FM. Vezi ce mulțumesc. Zici, mita, vezi ce zici. Mă, zâmbet frumos. Zâmbet. Vorbim aici. Uite, cât timp nu poți să o demonstrezi, nu e mită. Ia tata e. Și când o demonstrezi? E o discuție atât de lungă pe tema asta. Tristă. O întrebare am pentru tine spre final.
De ce crezi că râd atât de mult? Că lumea îmi scrie pe mine, râz ca prostul toată ziua în emisiune. Încerci să-ți maschezi timiditatea râzând? E, uite, trebuie să zici tu asta acum. Da, o fac și pentru asta. Da, o fac că sunt o persoană pozitivă și e încă singur lucru gratis în țara asta. Zâmbește. Florin Ristei, pentru cei care te admiră și te consideră un artist talentat, pasionat, da, și care spune lucrurilor pe nume, ce mesaj ai? Să încercăm să fim mai buni în fiecare zi și să nu vedem pe cel de lângă noi ca o concurență directă, ci ca un om alături de care, dacă te împrietenești, poți să crești și poți să ajungi să faci lucruri mai bune decât un om singur. O echipă, și de asta am o trupă și de asta tot timpul susțin ideea de echipă, e de 1000 de ori mai puternică decât un individ. Și dacă găsești și oamenii potriviți, atunci, iar eu se pare că am găsit pe unii dintre ei. Îi salut și pe colegii din Fristei. Florin Ristei, mersi mult de tot pentru că ți-ai petrecut vineri seara în Clubul de Weekend la Europa FM. Noi continuăm Clubul cu știrile de la ora 20 fix, după care ne reîntâlnim pentru o nouă oră de muzică bună, cea mai bună de ieri și de azi la Europa FM. Clubul de Weekend cu Toader Păun la Europa FM.